Totul cred că a început atunci când eu mi-am cumpărat apartament, apropo, în această casă, și asta a coincis cumva și cu perioada când soția a născut o fiică și am cumpărat un automobil. Toate s-au întâmplat cam în aceeași perioadă și eu am început a citi diferite articole pe internet, diferite studii despre urbanism, despre cum sunt aranjate lucrurile în alte orașe, în alte țări. Și atunci am înțeles că ceea ce știam eu până atunci despre oraș nu funcționează chiar așa cum eu credeam. Acest plan urbanistic zonal să construiască sau includ complexe locative, cartiere locative cu 2090 de apartamente, chiar în coasta Spitalului Republican și complexul nostru, deci în zona aceasta, supraaglomerare. În loc să fie rezolvată problema dată, se mai aduc încă 2000, se propun a fi construite încă 2090 de apartamente. În plus, se neglijează infrastructura socială. Parcul din apropiere Valea Trandafirilor este inaccesibil, practic. Nu există amenajate, măcar elementar, niște piste pentru alergare pentru locatarii din zonă. Cu grădinițele este problemă. Avem o singură grădiniță și în zona care este supraîncărcată. Cu școlile, iarăși, avem cel mai apropiat Nicolae Solac, care iarăși deservește o zonă destul de mare, avem nevoie de, și de o școală, terenuri sportive. Legea principiului urbanismului prevede câteva seturi de documentații de urbanism și amenajare teritoriului, care decurg una din alta. Ca un document director și reglementator, cumva, are menirea să aranjeze lucruri într-un oraș, da? Să-ți faci un soi de, cum îți faci un design interior într-un apartament și îți pui cărțile acolo, bucătărie acolo. Erau câteva. Unul, că investitorul aduce gașca de bătrânei și bătrânele, știi că la Orhei, în care bătrânei și bătrânele le făceau masovcă, tot normal a fost s-a făcut la revedere. Consultările publice au avut loc. Participanții la ședință, la acele consultări, au fost împotrivă. A fost foarte evident poziția proiectantului în a promova foarte, foarte intensiv proiectul cu clădirile. Nu știu de ce, doar pot să presupun din ce cauză. Sunt convins că în spate ar sta totuși cineva care are nevoie de aceste terenuri pentru construcție și mai puțin se pune accent pe infrastructura socială din sectorul, din zona Malina Mică, pentru a îmbunătăți condițiile de viață locuitorilor care deja există. Pur și simplu, proiectantul împreună cu investitorul, eu nu știu cum acolo se întâmpla, făceau puzul cum le convenea, știi? Dar acum s-au așezat, au făcut această temă program, care a fost publicată, pe urmă s-au anunțat etapa de informare, pe urmă s-a anunțat etapa de consultări, s-au făcut consultări. Eu deloc nu vreau să spun că totul s-a făcut fain, perfect, conform legii. Nu, au fost multe scăpări.
întrebări, dar au fost primele lessons learned. Acum e un ritm nebun în direcție și în primărie, lucrurile au început să fie luate de grafturi, activate, atâtea puzuri, atâtea consultări nu au fost niciodată. Unii oameni deseori îmi spuneau, asta nu depinde de noi, asta nu noi decidem. Nu, aceste noi lucruri noi le decidem și noi trebuie să ne implicăm pentru a lua aceste decizii.